Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi suntem în 25 martie și, după cum bine știm, a venit iar iarna. Se anunță iar temperaturi foarte scăzute în alte zone, Anis, Eviscol, la noi plouă acum și se anunță o furtună destul de urâțică, dar mulțumim lui Dumnezeu că plouă, pentru că noi avem nevoie de ploaie, pentru că asta e, venim într-o zonă secetoasă și fiecare stop de ploaie contează foarte mult pentru noi. Mă grăbesc să acopăr răsadurile. Se anunță 2 grade la noi în zonă, dar eu, știți cum sunt, preventiv acopăr cu mai multe straturi astfel încât să nu cumva să se înșele pământ, dar să fie mai jos de 2 grade, să fie de temperatură de îngheț. Și, așa cum spun de fiecare dată, mai bine să le fie cald răsadurilor decât să le fie frig. Așadar, straturi, vreo 4 straturi de folia grill, după care vin cu folia de seră, după care vin și cu pături, la pune ce am la dispoziție. În răsadurile pe care le-am plantat, o să vi le arăt imediat, deja am plantat în seră, acum vreo 10 zile, 9 fire de roșii și au scoate să fie bine, slavă lui Dumnezeu. Iar acum, repede, o să vă arăt cum procedez aici cu aceste folii, pentru cei care nu ați văzut până acum. Și, de asemenea, o să vă mai arăt și alte tehnici pentru cei care, tot la fel ca și noi, au seră neîncălzită și nu au aceste tije arcade și nu au nici folia grill, nu au nici folie de seră, deci mai sunt și alte tehnici, alte posibilități de a proteja și de a salva răsadurile de îngheț. Dacă nu avem, iată, arcadele și foliile speciale microporoase. Acum, repede, o să acopăr absolut totul, după care o să revin și o să vă arăt exact care sunt alternativele la protejarea răsadurilor. Așa cum am spus, o să vă arăt și alte alternative de protejare a răsadurilor. Dacă avem 2 lăzi la fel și avem răsaduri mai mici și trebuie să le protejăm, tot ce trebuie să facem este să venim cu un capac. Ideea este să stea bine, să nu cumva să strivim răsadurile și asta îl acoperim cu ce avem. Eu mai am o bucată de folie grill pe care o pun aici suplimentar și o putem acoperi cu pături, cu folii, cu tot ce avem la îndemână. Astea sunt reciclate de-a lungul timpului. Și în acest fel, iată, putem să salvăm răsadurile dacă nu avem arcade, nu avem folie specială. Putem să improvizăm și să acoperim cu pături, cu toate ce avem noi la îndemână, nu există risc să se rupă răsadurile sub greutate. Apoi, o altă metodă de protejare a răsadurilor, pe care eu am testat-o de-a lungul anilor, este acoperirea individuală a răsadurilor, dacă am apucat să le plantăm și vine valul de ger, le putem acoperi cu peturi mici sau mari, tăiate în două, puse exact ca la trandafiri, sau borcane dacă sunt răsaduri mici, sau găleți, la limite, dacă sunt răsaduri prea mari, putem să folosim gălețile și acoperim răsadul plantat. În acest fel ne putem salva, este o protecție suplimentară, bineînțeles, apoi putem să venim și cu pături și cu tot ce avem noi la îndemână. Iar aici am răsadurile pe care deja le-am plantat, am reușit să le acopăr cu folie mai subțirică, tot pentru răsaduri, folie agril, microporoasă. Și ce am mai făcut eu aici, vedeți, pentru că este spațiu,
pe lângă, între răsadurile de roșii pe care le-am plantat la loc definitiv acum 10 zile, am pus și alte recipiente cu răsaduri ca să stea aici toate protejate. Dacă este prea frig, dacă temperaturile sunt la limita înghețului, nu avem altceva de făcut decât să venim suplimentar cu, așa cum am spus, deci avem borcane dacă sunt mici sau cu peturi mai mari dacă sunt ceva mai muricele. Și, dragilor, în acest fel, știu că e un pic de muncă, într-adevăr, e de alergat, dar noaptea putem să dormim mai liniștiți, asta pentru că avem o seră neîncălzită. Bineînțeles, pentru cine își permite sisteme de încălzire, eu am mai spus foarte bine, e minunat, noi nu ne permitem și trebuie să venim cu metode din astea tradiționale și gratis. Pentru că asta e, posibilitățile nu sunt tocmai grozave și noi la țară trebuie să ne descurcăm așa cum putem. Costuri cât mai mici și rezultate cât mai bune. Asta este ideea. În cazul în care, după cum am spus, am apucat să plantăm răsadurile, au crescut prea mult și vine prin aprilie, așa pe la jumatea sau sfârșitul lui aprilie, un val de îngheț. În loc de borcane, folosim găleți de 5 litri și dacă sunt mai mari, de 10 litri. Asta investim în găleți. Oricum, gălețele le folosim, așa că nu este o investiție fără sens, ca să zic așa. Și nu e o sumă exagerat de mare dacă investim în plastic, în găleți, în recipiente pe care apoi urmează să le folosim în alte scopuri. Întotdeauna gălețile vor fi de folos și chiar și când se sparg. Când se sparg, se pot planta, eu le-am folosit ca și ghivece și sunt foarte bune, cele de 10 litri. Gata, mă opresc aici, acopăr, văd că a început furtuna. Cam atât pentru astăzi, am plecat. Mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, vă doresc la revedere și răsadurile să supraviețuiască și ale mele și ale voastre. La revedere!